de baul, care avea 3 feciori înalți ca brazi, dar cam slab de minte, cam bobletici. Și baba asta avea o casă mare cu vie, cu păsări. Ehehe, dragii mei, avea și ceva bănișor baba, că tare-i plăceau banii lui hârsâta asta. Apoi baba a umblat prin 5-6 sate ca să găsească o noră pe plac. După nuntă, da? Zita nu mai avea loc în cui. Așa că baba i-a spus fetei: „Fat hăi, eu mă pun puțin în pat, tu să ștori fuiorile, să strujești penile și să chisezi mălaiul.” Biata nu era speriat. „Mă, muncă, dar și va de mâncare?” „Ei, și va de mâncare. O șapă, usturoi și bucat de mămăligă rășie.” Și nora cea mică le-a învățat pe celelalte cumnate: „Fat hăi, fat hăi, fată hăi!” Ce-mi place asta? Fată hăi! Fetelor hăi, recă-ne păcălește! Și nici nu-mi place mama liga cu șap. Dar ce? Slani noi ne pot? Un noi, o unus? Las că știu eu ce am de făcut. Și nora cea mică s-a apucat. Au făcut pui pârpolis la frigare, plăcinte. Ehehei, dragii mei, a scos un cofăiel de jin. Norele au băut, s-au chelchelit și au început a cânta: „Soacră, soacră, poamacră, te-ai coași, te-ai coași, dulci tot nu te-ai mai faci, te-ai coași toată toana, ești mai acră decât coarna.” Apoi baba, când a auzit gălăgie, s-a trezit. A spus: „De când luați lor mâncava arsuma? Ce ați făcut aici? Mi-ați mâncat plășințelile, untișorul, slăninuța. Las că știu, mi-am văzbăut zinișorul. O să vă dobzălesc eu.” Și nurorile n-au mai avut pace cu baba. Dar nora cea mică ea le-a învățat pe celelalte nurori. Fetelor, hăi, astăzi punem mâna pe câte un par, pe câte o smișa, s-o batem bine pe mamuca de toți părăți. Apoi norele, nurorile, au luat-o pe mamuca, au bătut-o de toți pereții cu capul. Și apoi s-a întâmplat ceva. Ce poveste horror, îți dai seama? Limba, au dat-o cu sări și cu piper. Eu nu vreau să aud chestia asta. Și apoi baba a ieșit. Purificare, un exercițiu de purificare. Când au venit feciorii acasă, ce să vezi? Dar și a puțin mămuca, nora cea mică a vrut să le păcălească. A luat o vreme rea pe câmp. Baba disperată a arătat pereții, dar nora cea mică ea i-a păcălit pe ceilalți feciori. Uite, vrea ca mămuca să ie ca fișorul și el mare să ia acasă de la răsărit și el mijloșiv de la apus, iar eu și cu miezânul să rămânem în casă bătrânească. Apoi baba a murit și au și norele au bot și tot devuiat tot satul și au plâns și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Bravo, bă, Ștefan! Mulțumesc! Am o singură întrebare, Ștefan. Da? De cine ți-a plăcut ție cel mai mult din povestea asta? De feciori, că erau cu minți, dar nora cea mică le-a învățat pe celelalte și nu mi-a plăcut de ea. Așa, foarte bine. Bravo, mă, băiete! E clar, mă, e bine de tot. Da? E foarte bine. E foarte bine. E bine, bine. Tu ce crezi că o să-ți dea Bobo? Da ce sau nu? Bobonete. Ce? Băi, eu o să-ți dau un da din toată inima. Abia aștept să vii cu următoarea poveste. Da, Dragoș, ce crezi că o să va da Dragoș? Ce îmi dai, Dragoș? Păi, pot să-ți dau un pupic pe obraz? Nu-mi dă voie, tata. Vreau să-i dau un pupic lui Andra și să o îmbrățișez. Hai, vino că te iau. Stai că te iau. Că mai eu dam, faci 4. Ți-i dau eu pe toți 4. E bine așa? Da. Deci de la mine ai 4 de da. Mulțumesc! Bravo, Ștefane!